Pelerinii din mai multe zone ale țării au venit duminică 11 martie 2018 la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. În paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, aflat la demisolul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului, s-a oficiat Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale, ocrotită de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Iată că avem ocazia să fim mai buni, mai curați, sufletește, trupește, să fim împăcați cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, aproape de Dumnezeu. Atât timp cât vom păzi poruncile lui Dumnezeu, vom asculta cuvântul propovăduit de slujitorii Sfintelor Altare și, în ultimul rând, de duhovnicii frăților voastre, care vă ajută la mântuirea sufletelor frăților voastre. Este de mare folos să vă căutați un duhovnic iscusit ca să vă ajute la mântuirea sufletului. Și să rămâneți la același duhovnic, să nu umblați cumva din duhovnic în duhovnic. Fiecare credincios în casa frăției sale este obligat moral să aibă un paraclis, un loc de rugăciune, de închinare, unde vă retrageți dimineața, seara, cu copilașii, cu soțul, unde vă faceți prabila canonul dat de duhovnic. N-ascundeți spovedania și nu vă uitați la chipul preotului că este tânăr, ci harul lui Dumnezeu care lucrează pe el. Fiindcă spovedania o știe doar Dumnezeu, îngerii de față fiind frăția ta și duhovnicul tău care te mărturisește. Și atunci spui curat, cu gând curat, spovedești și mărturisești păcatele, fiind foarte atenți, să fiți foarte atenți la sfârșit, să cereți canon. Fiindcă noi nu ne putem întâi fără canon. În ce constă canonul? Deci metane, închinăciuni, dar metane după puterea fiecărui. Fiind un duhovnic bun iscusit, știe ce să dea la un om bolnav, la un om în vârstă și la un om tânăr. Dimineața rugăciunea dimineții, un acatist al zilei, a Mântuitorului, a Bunei Vestiri, acatistul, acoperământului Maicii Domnului, seara paraclisul Maicii Domnului, rugăciune de seară, rugăciune de umilință spre Mântuitorul, spre Îngerul Păzitor și puternicerești. Cu adevărat suntem creștini și când facem pravda și canonul. Să ne mulțumim cu cine dă în Dumnezeu și să avem credință fie în Dumnezeu. Să ne dăjduim în mila lui Dumnezeu. În suferință să nu cădeți în desnădejde. Fiindcă vă iubește și ne iubește Dumnezeu. Pentru unii care sunt mai puțin credincioși, când vede un om în suferință, spune că a fost și este un mare păcătos, necredincios. Drept lui Dumnezeu și Bine Dumnezeu. Dar Dumnezeu pe cine îl iubește și biciește, îl încearcă. Și nu vrea moartea păcătosă, ci să fie viu. Să se îndrepte. Și mai bine să chinuie pe pământ. În suferință ferească Dumnezeu dacă cârtim. Și până la urmă suntem oameni și cârtim. Dar cel care zace în pat de ani de zile. Nu e un dar de Dumnezeu viața noastră care ne-a dat Hristos. Este un dar. De la Dumnezeu nu știm să prețuim darul lui Hristos. Nu știm ce ne va aștepta pe fiecare dintre noi. Plecarea noastră la Dumnezeu, sfârșitul nostru, dacă l-am avut creștinesc, dacă ne rugăm pentru acel sfârșit creștinesc, dacă am fost duminici sărbătorile în biserică, la cină, care este Sfânta Dumnezească Liturghie, dacă suntem împăcați cu semenii noștri, că spune Cartea Sfântă, nu duce darul tău biserice, până nu ești împăcat și iertat cu toții. De aceea mare grijă, mare grijă, să nu trăiți în ură, că nu știți ceasul.
Păi iată, vedeți dumneavoastră, ne uităm unii la alții, vezi vecina astăzi în biserică, unii auzi că nu mai se scoală și mergi la priveghi și la mormântare. Nu știm, fiecare plecare, trebuie să avem, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea răgase, pocăință. Am eu un cuvânt care el, mă tem când îl spun și îl zic cu tremur ca preot, Doamne ajută-mă să-mi ajungă anii. Să-ți pot mulțumi de darul care a lucrat asupra mea și să-mi dai răgaz de pocăință să mă duc curat și pregătit. Fiindcă este foarte dureros deseori când te duci la o mormântare și nu ai ce să spui la predică la cel mort. Mulțumim, vă dat roste la cele două familii dintre fiii duhovnicești și ai Sfintei noastre mănăstiri, care astăzi au masa de prăznuire pentru cei răposați, familia Constantin Gorogea, Maria și Irina, și fratele Artemie Talmanciu, împreună cu toată familia. Vă roagă prin noi să rămâneți la masă, aveți doar o datorie să spuneți boda prostie, Dumnezeu să-L primească, și mă rog lui Hristos Dumnezeu să mulțească talanții tuturor și asupra tuturor credincioșilor, de mare fapte și pomană este să dai la cel însetat și flământ care vine atât la distanță. Asta este pomana adevărată, că nu se întoarce înapoi. Deci aici mănâncă toată suflarea și de ajuns să spună boda prostie și măicuța Domnului să ne mai trimită credincioase, gospodine și gospodare, să ne mai ia din cruce nouă mănăstire, fiindcă când nu face cineva praznic, normal că mănăstirea face de fiecare dată. Numeroși credincioși care s-au pregătit prin taina Sfintei Spovedanii au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Oamenii au fost miruiți și au primit Sfânta Anaforă, iar apoi s-au închinat la odoarele de mare preț ale mănăstirii, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, raclele ce adăpostesc fragmente din moaștele mai multor sfinți ai bisericii noastre, și icoana făcătoare de minunea Sfântului Ioan Botezătorul. Atât cei mici cât și cei mari au vizitat parcul Bucuria Copiilor pe tot parcursul zilei însorite de duminică.